Depinde cât mă țin ei, că vin în sală. Bună ziua din nou! Am răspuns invitației membrilor Comisiei de Specialitate, Comisiei de Specialitate din Parlament, pentru a dezbate implicațiile la adresa României a fenomenului migraționist pe dimensiunea de ordine publică și siguranță a cetățeanului. Am susținut în fața celor două comisii faptul că România nu se confruntă cu o criză migraționistă. Evoluțiile de la frontiera de vest a României, este adevărat, au înregistrat creșteri în ultima perioadă, dar situația este gestionată eficient de către instituțiile abilitate și aici mă refer în special la structurile Ministerului Afacerilor Interne. Timișoara nu a fost și nu este lăsată singură în această chestiune. Astfel, în gestionarea operativă a evenimentelor de la Timișoara, după cum bine știți, au fost angrenate capabilități din partea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pe de o parte, autorități locale, pe de cealaltă parte, toate instituțiile cu atribuții pe linia Securității Naționale au fost implicate în soluționarea situației de la Timișoara. Subliniez încă o dată, cooperarea cu autoritățile locale a fost și este una foarte bună. Toate instituțiile s-au implicat activ în gestionarea acestei situații. Îmi doresc foarte mult să nu politizăm evenimente precum evenimentul de la Timișoara și să nu exploatăm un eveniment punctual. Subiectul este într-adevăr unul emoțional, dar el trebuie gestionat pragmatic și matur. Îi asigur și pe această cale pe timișoreni că de altfel pe toți români, că situația este sub control și suntem pregătiți pentru diverse scenarii dacă lucrurile, Doamne ferește, ar lua o altă turnură. Le mulțumesc și pe această cale tuturor autorităților pentru implicare și pentru modul în care s-au coordonat. România este un stat sigur. Modul în care ne-am mobilizat face ca România să fie un stat mai puțin atractiv pentru rețelele transfrontaliere de criminalitate organizată și pentru rețelele de trafic de persoane. Cu siguranță vom continua demersurile de întărire a capabilităților și vom asigura resurse suficiente pentru evitarea unor situații de risc și când spun resurse, mă gândesc atât la resurse umane cât și la cele materiale. Am avut foarte multe întrebări, la unele am reușit să răspund, la altele voi răspunde în scris, după ce ele vor fi centralizate la nivelul Comisiei de Apărare din Senat. De asemenea, intervențiile colegilor, indiferent de culoarea politică, le găsesc absolut constructive, cu toții exprimându-și disponibilitatea în numele legislativului să sprijine Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne, în demersul nostru legitim de a limita acest fenomen, care nu este unul regional, nu este unul național, este unul european și România este parte la acest proces de limitare a fenomenului migraționist. Aștept întrebările dumneavoastră. Dacă sunt legate prins, de... L-ați prins pe incidentul de la Timișoara. A fost prins cel care l-a înghiat pe imigrant și pe toți cei din scandal, că erau vreo 5. Da, așa cum știți, am și comunicat public acest lucru. Tribunalul Timiș a emis un mandat de arestare pentru cel pe care noi îl considerăm pe baza tuturor datelor vinovat de crima de la Timișoara. El este dat în urmărire
națională și internațională. Știm identitatea lui, cunoaștem absolut toate datele despre el, cum a ajuns în România. El a plecat din România și este în vizorul autorităților române și a partenerilor europeni pentru a fi reținut. Și ceilalți care au fost implicați în incident? Acum, acolo este un dosar pe care îl coordonează procurorul, dar a fost foarte important să aflăm criminal. Și din punctul nostru de vedere, el este identificat, știm cum îl cheamă, știm cum a, ce parcurs a avut în România. Sigur că la fel s-a întâmplat și cu crima de la Arad, dacă vă aduceți aminte. L-am identificat, știm că a cerut azil într-o țară din Europa și încercăm să îl aducem în fața instanțelor din România. Vă rog. Ce se face mai concret, domnule ministru, pentru situația de acolo? Pentru că în urmă cu câteva săptămâni, primarul din Timișoara spunea că orașul a devenit un fel de hub al traficanților și că oamenii care vin și se opresc acolo nu au unde să fie cazați și că era nevoie de mai devreme deja de ajutorul dumneavoastră. Ce se face mai concret pentru a stopa aceste infracțiuni provocate de acești oameni? Acum, concret am explicat în fața comisiei câți migranți au intrat în România anul trecut, câți au intrat în acest an, câți au fost opriți la frontiera cu Serbia și întorși în Serbia și câți au intrat în România și beneficiază de un program de protecție în România. Datele sunt, nu sunt destinate publicității. Însă, am arătat în fața comisiilor de specialitate faptul că în centrele noastre, inclusiv în centrul de la Timișoara, avem capacitatea să creștem numărul de locuri, astfel încât acești migranți să nu fie, să nu se plimbe liber pe stradă și să nu aibă nicio formă de protecție. Este foarte important, aici pot să vă dau un procent, 98% dintre cei identificați pe raza municipiului Timișoara aveau forme legale de ședere temporară în România, fie că erau alocați centrului de la Timișoara, fie că erau alocați celorlalte centre și se aflau în zona Timișoarei, tocmai venind, evident, cu un scop bine definit, acela de a identifica o rețea de facilitatori, de călăuze, pentru a fi ajutat să-și urmeze drumul spre țările din vest. Am stabilit împreună cu autoritățile locale, împreună cu structurile noastre, poliție, poliție de frontieră, jandarmerie, biroul de crimă organizată, toate aceste structuri împreună au stabilit un plan care funcționează și astăzi până în data de 22-24 mai, nu aș vrea să greșesc, în care am suplimentat, prin care am suplimentat numărul de efective, iar astăzi mesajul pe care îl primesc din partea autorităților și a cetățenilor, fie prin vocea autorităților, fie prin vocea reprezentanților în Parlament, este unul favorabil. În Timișoara există o mobilizare exemplară a structurilor MEAI, care imprimă în ochii opiniei publice ceea ce trebuie să se întâmple. Siguranță și încredere. Acest lucru îl transmitem prin ceea ce noi facem astăzi la Timișoara. Dar în centrul de la Timișoara, problema pe care o semnalau nu doar primăria din Timișoara, dar și celelalte, și în Arad, și în Oradea, pe granițele de vest, e că imigranții nu rămân în centre, adică intră în centru, după care pleacă și nu mai este. Este adevărat, pentru că regimul este unul deschis, aceasta este reglementarea europeană pe care noi o punem în aplicare la nivel național. Dar nu are nimeni niciun control. Vorbeați-vă cu câteva luni despre sancționarea imigranților care părăsesc centrele de cazare din țară pentru a reveni în Timișoara. În ce stadiu sunteți cu aceasta? Noi nu putem să inventăm reglementări altele decât cele europene. Cu siguranță, atunci noi spuneam că, și mi-aduc aminte la, și sunt convins că faceți referire la declarația pe care am avut-o alături de primarul municipiului Timișoara, în care spuneam că încercăm să găsim soluții
pentru a-i reloca din zona Timișoarei în centrele de unde au venit, pentru că degeaba îi identificăm în zona Gării de Nord și le arătăm ruta spre Galați, pentru că sunt convins că la prima stație coboară și se întorc chiar în Timișoara. De aceea am vrut să găsim împreună cu autoritățile locale o relocare controlată, instituțională, să știm că au plecat 150 din Timișoara și au ajuns 150 în Galați. Aceasta era intenția noastră. Sigur că acolo vorbim și de o problemă umanitară și autoritățile din Timișoara, ONG-urile din Timișoara, Biserica Ortodoxă și nu numai, au fost extrem de implicate în această perioadă în a le asigura hrana necesară, dincolo de ceea ce oferă statul român prin posibilitățile legale. Și avem, într-adevăr, această preocupare de a-i transfera către locurile de unde au venit, dar în același timp, dacă tot sunt acolo, trebuie să avem grijă de sănătatea lor, pentru că, așa cum știți, n-au plecat. De ce au plecat din țările de origine? Au plecat în urma unor conflicte. A mai apărut un caz astăzi, un activist român, un jucător de tir, a fost înjunghiat, omorât într-un oraș din vestul Franței, tot de un imigrant. Faceți legătura cu autoritățile din Franța? Nu am auzit de acest caz până acum. Semnalați dumneavoastră că s-a întâmplat astăzi. Cu siguranță, după ce ajung la birou, o să cer detalii legate de această tragedie. Un om a fost omorât, este o tragedie. Și în fața soției, tot de un imigrant, într-o parcare din Franța. Este trist? Și de primul incident de acest fel, mai mulți turiști au reclamat faptul că le-au fost lovite tirurile, pietre de către ei. Noi colaborăm cu instituțiile europene în acest sens, în Frontex. Avem o colaborare foarte bună și suntem foarte apreciați, să știți, la nivel european aceste structuri, că avem profesioniști în aceste structuri. Ne puteți spune, înțelegem că există o presiune pe centrul de la Timișoara din partea migranților care fug acolo din alte centre locale. Ne puteți spune care este gradul mediu de ocupare a acestor centre la nivel național comparativ cu Timișoara? În jur de 90%. În jur de? În medie, în jur de 90%. Și la Timișoara? Peste 114%. 114-115%. Și vorbeam despre acele date care trebuie să rămână confidențiale, dar puteți să ne spuneți față de perioada anului trecut similară, cu cât a crescut numărul celor care... În raport cu primele 4 luni ale anului trecut nu sunt modificări semnificative. Nu sunt modificări semnificative. În orice caz, dacă ar fi să luăm o cifră, o dau orientativ ca să nu avem alte discuții. Dacă anul trecut au încercat să intre în România 45.000 de cetățeni pe diverse rute, în special pe ruta Balcanilor de Vest, aici vorbim despre Serbia, dar și dinspre Bulgaria și dinspre Ucraina, 35.000, vă dau cifre rotunde, nu sunt exacte, au fost întorși la frontieră. Doar 10.000 au intrat în România și au beneficiat de prevederile tratatelor internaționale legate de migranți și de solicitanții de azil. Și câți au intrat ilegal în România? Pentru că înțelegem cei cu forță. Niciunul nu intră legal. E bun. Aveți cumva o cifră estimativă a celor care au reușit să intre în România fraudulos? Am dat un exemplu. Dacă au fost 45.000, 10.000 au reușit să intre în România ilegal. Și cât sunt solicitanți de care vor să rămână în România? Cam cât vreau să zic. Legal, nu ilegal. Ce le oferă statul român? Ce fac ilegal? Noi le oferim ceea ce reglementează tratatele internaționale, dreptul la cazare, la hrană. Sigur, trebuie să fim sinceri. Cred că ponderea este sub 10% sau poate chiar mai mică a celor care doresc să rămână în România. Majoritatea, într-un procent de peste 90%, doresc să urmeze, să-și urmeze familie, că foarte mulți își urmează familia, poate că sunt deja din membri ai familiei în țările din vest și vor să ajungă acolo, peste 90%. Domnule ministru, dacă îmi permiteți o întrebare despre un alt subiect, legat de acea dublă crimă de la Argeș, vă povesteam ieri acel subiect.
Întrebarea mea este ce poate face statul, implicit prin Ministerul Afacerilor Interne, să protejeze aceste femei vulnerabile, chiar dacă ele nu depun plângere la poliție sau o depun, dar ulterior o retrag? Ce s-a întâmplat? Revin la ce s-a întâmplat la Onești. Și după tragedia de la Onești, am dat dispoziție să se verifice toate petițiile la nivelul poliției, la nivelul tuturor structurilor noastre de poliție, toate petițiile care nu aveau un caracter penal, dar care aveau elemente de amenințări cu violență, cum a fost cea despre care faceți vorbire de la Argeș. Și am verificat aproape 570.000 de astfel de petiții la nivel național și am întocmit 20 de dosare penale. Cred, și nu greșesc când spun, că am salvat viața 20 de oameni care puteau fi la un moment dat în pericol, întocmind acele dosare penale, tocmai pornind de la această analiză a unor cereri care nu au neapărat un caracter penal. Aici suntem chiar și în afara acestei posibilități, pentru că respectiva persoană și-a retras plângerea. Poliția, sigur că acționează sesizarea oficială, la sesizarea concretă a unor astfel de cazuri, dar în același timp se poate și autosesiza. Din nefericire, suntem iar în fața unei tragedii. Din păcate, sunt multe, din ce în ce mai multe situații vedem în spațiu public de acest gen și le spun colegilor foarte, foarte des în întâlnirile cu structurile noastre de poliție că această componentă de prevenție trebuie să fie din ce în ce mai puternică și mai accentuată. Cine ar trebui să o facă prevenția? Adică mă gândesc, ar putea să existe un sistem național, un program de consilieri care să vorbească cu aceste femei, să le îndrume, să nu-și mai retragă plângerile, să nu accepte comportamentele de acest fel? Sau cine ar trebui să facă? Eu vorbesc în numele structurilor noastre, nu în numele altor structuri. Poliția Română are această obligație consfințită de lege, de aceea de a realiza misiuni și activități de prevenire o astfel de tragedii. Au fost multe cazuri în care potențiale victime s-au dus la poliție și au fost invitate de către polițiștii din respectiva zonă să se ducă acasă. Deci eu nu cunosc astfel de cazuri, dar când aud chestiuni concrete, fiți convins că acționez. Domnule ministru, despre situația de la Gura Bortitei cu acel pescador care părea încărcat excesiv, ați fost informat? Da, am fost informat ieri. Și ce s-a întâmplat? La ora la care am venit aici, căutările continuau cu un elicopter smurt pentru cele două persoane încă nedescoperite. Nu știm încă rezultatul analizei preliminare. Știm că s-a întâmplat tragedia despre care vorbiți. Am intervenit urgent. În continuare, noi îi căutăm pe cei doi. Nu știu dacă între timp stau de două ore aici, dacă a evoluat în sensul bun căutare. V-au explicat încă de cum s-a întâmplat ca în acest pericol să se scufunde o navă fără să emită niciun semnal de SOS, fără ca oamenii să se salveze? Fiți convinși că această tragedie va genera o anchetă riguroasă și va prezenta, din care va rezulta exact care au fost cauzele în care s-a ajuns aici, de ce n-au emis acele semnale, dacă funcționau legal și așa mai departe. Da. Aceste informații, dar eu nu am tăiat nicio panglică pe șantierele patriei de când sunt ministrul afacerilor interne. 1. 2. Într-adevăr, am fost invitat de către primul ministru la Satu Mare și de către președintele Camerei Deputaților la Cluj să însoțesc pe două obiective de infrastructură de transport foarte importante pentru România și pentru Guvernul României, nu pentru primul ministru, nu pentru ministrul transporturilor sau pentru ministrul afacerilor interne. În consecință,
fiind invitat, am participat la aceste activități și fiind că am participat și am fost întrebat despre anumite situații legate de implementarea acestor proiecte cu trimitere la anul 2020, când am fost ministrul transporturilor, așa cum mă cunoașteți, am răspuns la întrebări, dar eu nu merg nicăieri neinvitat, nu tai panglici pe șantierele patriei și sunt convins că domnul ministru Drulă va avea această ocazie în acest an. Sunt multe șantiere în lucru, pornite anul trecut și în acest an vor fi date în folosință. Am încredere în domnul ministru Drulă și îl susțin cu tot ceea ce ține de ministrul afacerilor interne. Mulțumesc, bun zi, excelentă! Cum? Bogdan e prietenul meu, nu l-a tot bun discutat. Dar ne puteți spune dacă cumva sunt intenționați să schimbați uniformele polițiștilor ca să nu mai stea în desarmaua unor politicieni? Acum voi știți că... Acum discutăm așa, mult de record, da?